Șerban Cotos a ocupat locul 2 în proba de 100 metri fluture categoria tineret și a urcat pe treapta a 3 a podiumului în proba de 50 metri fluture, categoria tineret. În proba de 200 metri liber, Șerban a ajuns al 4-lea la tineret și al 5-lea la seniori, iar în proba de 100 metri liber a notat în finala B, clasându-se al 7-lea la tineret. Pentru mine, Cupa României a fost un concurs foarte bun de pregătire. Eu am început pregătirea în apă ceva mai târziu, pentru că bazinul universității a fost închis mai mai mult decât se prognozase inițial, așa că am fost obligat să-mi stabilesc concurs de obiectiv campionatele naționale în bazin scurt, care vor avea loc la începutul lunii noiembrie, la Miercurea Ciuc. În aceste condiții sunt foarte mulțumit de cum am notat la Brașov, practic după doar două săptămâni de antrenament în apă, a spus Șerban Cotos.